Acum mergem la pădure, suntem mergem după ciuverci, vrem să găsim niște hribi foarte delicioși. A plouat zilele astea și teoretic ar trebui să găsim. Am fost și azi vara, am cules vreo 3 ture de hribi foarte, foarte buni. Extraordinar de buni. Dacă găsim, vă arătăm și vouă. Aici avem un hrib foarte mare, e un hrib cenușiu, cred. Boletus edulis. Da, este gride de subt, Boletus edulis, un rib foarte frumos și nu e deteriorat, nu e mâncat de insectă, îi arată foarte bine, îl luăm, wow, super fain. Aici avem niște ribi de toamnă, cred, se numesc Boletus badius, galbene de subt, ușor maronii deasupra, codiță groasă. Sunt în caz de insecte, ceea ce e un semn bun, pentru că dacă codițele ciupercilor sunt mâncate de insecte, înseamnă că acele ciuperci sau de viermișori, acele ciuperci sunt de obicei comestibile. Deci, asta este un prim pas spre a identifica o ciupercă comestibilă. Acesta este unul foarte, foarte mic. Deci îi culegem. Foarte frumoși. Aici am găsit iară foarte mulți hribi, hribi cenușii, foarte frumoși, cam așa arată, un cenușiu așa, un albicios de desubt și un maro închis deasupra. Foarte frumos, aici unul tânăr, tot hribi cenușiu, e un pic deteriorat de insecte. Aici avem iară unul mare, asta iară e deteriorat, nu cred că îl luăm. Aici unul. Alegem ceva din el. E probabil cel mai frumos hrib ce l-am găsit vreodată. Nedeteriorat deloc. Foarte, foarte frumos. Deci chiar deloc nu e mâncat. Era un picior extraordinar de fain. Wow, aici am găsit Amanita caesara. Se mai numește ciuperca cezarului. Foarte, foarte delicioasă și foarte, foarte apreciată, dar este încă în stadiu de dezvoltare. Iasă așa din ou. Iasă și mai sunt aici iar două. Și aici încă una. Și aici încă una. Trebuie să... Aici încă una. Trebuie să iasă și după aceea le culegem. Mai dăm o ultimă tură după ciuperci și dacă nu mai găsim, mergem acasă. Dacă am dat, avem oricum foarte multe, dar mergem să mai căutăm câteva pe un drum pe care n-am fost deocamdată. Totul s-a cam uscat. Au fost ploi destul de multe zilele trecute, dar se pare că nu au fost consistente de ajuns. Pământul este aproape uscat complet. Și cam slabe șanse să găsim foarte multe ciuperci. Ca și cum a fost azi vară, de exemplu. Azi vară, în iunie, am găsit extraordinar de multe. La fiecare pas era câte o ciupercă. Foarte multă. Ia uitați ce am găsit aici. Aceasta se numește găina pădurii. Științific, dacă nu mă înșel, Grindola frondosa. Apare în general spre toamnă. Puiul pădurii, care este cu galben și portocaliu, apare vara, în iunie. Acum suntem în august. Apare spre sfârșitul verii, spre toamnă. Trebuie normal să luată când e tânără, e un pic bătrână, dar dacă e bătrână tare, trebuie fiartă foarte mult, pentru că e puțin fibroasă carnea acestei ciuperci. Dar aici am mai găsit niște hribi. Sunt puțin deteriorați. Aici încă unul mai tânăr. Acesta este mai frumos, după cum pare. Acesta este deteriorat. Dar poate alegem ceva din ei. Să-i curăț și o să iau. Ia uitați ce zonă frumoasă aici în pădure. Liniște complet.
foarte frumos, un luminiș așa în mijlocul pădurii. Aici de obicei după ploaie se fac foarte mulți ribi. De fiecare dată vara foarte mulți se găsesc aici. Și acum două zile când am fost, am găsit o plasă de hribi. Acum am venit, au mai fost ploi ieri și alaltă ieri au plouat un pic, dar se pare că nu s-a mai făcut. Deocamdată. Dar e o zonă foarte frumoasă de plimbare prin pădure. Iar acum mă duc să văd dacă mai găsesc acele crăițe, ciuperca a cezarului, puțin mai sus. Dacă o găsesc, o să vă arăt. Wow, wow, wow! Le-am găsit, nu le-a cules nimeni, uitați ce frumos au răsărit. Wow! Super, super, super frumoase! Nu am cules prima dată când găsesc crăițe, se mai numesc crăițe. Wow, foarte frumoasă! Ia să vedem cum le identificăm. Deci au lamelele galbene, piciorul galben, pălăria portocalie. Nu are, deci nu are scame pe pălărie. Dacă găsiți cu lamele albe și picior alb și scame pe pălărie și o pălărie așa portocalie spre roșu, aceea este Amanita muscaria. Este puțin halucinogenă. Dar aceasta este din nou, este galbenă, albastru portocaliu deasupra. Galben așa spre margine. Deci așa se numește Amanita caesarea sau crăiță, burete domnesc, ciuperca cezarului, are mai multe denumiri. Foarte, foarte frumoasă. Ia uitați aceasta cum a ieșit recent din nou. Wow, ce descoperire. Wow, ce fain stă asta, exact în soare stă. Și pe lângă ei tot umbră. Foarte fain, asta foarte deschisă. Asta este prima care am găsit, care am văzut-o, era încă puțin ieșită din ou atunci. Când am văzut-o acum două zile. Wow, ce frumoase sunt aici, trei. Încă una, încă două. Wow, ce frumoase sunt. Chiar mă mir că nu le-a cules nimeni până acum. Aceasta parcă este mușcat din ea, probabil ceva animal a gustat-o. Este și atacată de insecte. Wow. Da, aceasta este atacată de insecte, a fost mâncată de ceva. Din câte am citit, pot fi mâncate și crude, doar dacă sunt tinere. Pot fi făcute salată și pot fi consumate, dar cel mai sigur este să le fierbeți, pentru că aproape toate speciile din familia Amanita conțin o anumită toxină care prin fierbere de obicei se distruge, dar la unele ciuperci, spre cum buretele viperei Amanita phalloides, aceasta este mortală din familia Amanita. Wow, super fain, super, super. Mă pun să le coleg și facem o ciulama pe cinci de acasă. Oh, da, am mai găsit iar un rib foarte frumos. Nedeteriorat deloc. Deci cam așa trebuie să arate. Picior maroniu, gros, desubt alb, un alb spre gri și pălăria ceva de genul acesta. Și după cum am spus, se poate consuma și piciorul dacă nu este deteriorat. Acum facem o probă să vedem dacă este mâncat sau nu de insecte. A, este puțin mâncat. Cât este mâncat, nu folosim, tăiem. Iar ce este bun, poate fi consumat. Foarte delicios. Ia uitați ce am găsit. Este un rib cu porii roșii. Din ce am citit eu pe internet, acesta se numește buretele diavolului și teoretic e otrăvitor. Lamelele se fac verde dacă le atingem și teoretic e otrăvitor. Nu știu, pare mâncat de insecte. Ăsta e doi gândași care au consumat din acest burete și n-au murit. Deci nu știu ce să zic. Probabil e otrăvitor la oameni. Eu o să-l las aici. Deci cam cu acesta poate fi confundat ribul cenușiu cu acest burete, dar dacă nu are roșu de desubt și e alb sau gri, e ok. Deci nu consumați așa ceva dacă nu aveți încredere. Aici am găsit și niște iuțari.
cam așa arată. Acum e sezonul trecut, normal în iunie, la mijlocul iunie apar, după ploi puternice. Nu o să-i culeg pentru că nu sunt foarte fan mare iuțari. Trebuie fierți într-o apă, aruncată apa și după aceea făcuți prăjiți cu ou sau la ciulama nu prea merg că sunt, au carnea prea tare. Cum îi identificați? Lamelele sunt albe. Puteți să-i gustați, au un gust foarte, foarte iute, că de asta numesc iuțari. Se mai numesc bureți iuți pe aici, pe la noi. Deci cam așa arată, albi. Alb deasupra, alb de desubt, acum sunt un pic galben pentru că pătusorile pe ei. De obicei sunt albi-albi și galben și au o zi, am așa un lapte, au un lapte alb când îi rupeți sau când îi deteriorați.